Salut! Mă numesc Alexandra și îți voi prezenta gândurile pentru ziua de astăzi. Când mama lui s-a recăsătorit, în urmă cu un an, Matt se așteptase ca viața lui să fie una liniștită pentru o vreme. Tatălui biologic începuse să bea din nou, așa că Matt a hotărât să se mute cu mama lui și noul ei soț, Joe. Matt ura faptul că trebuia să meargă la o școală nouă, dar măcar scăpa de țipetele continue ale tatălui lui. În plus, noul soț al mamei lui avea o casă destul de drăguță. Apoi, marțea trecută, mama lui i-a spus că trebuie să vorbească. "Joe și cu mine o să divorțăm," i-a spus ea. "Nu ne înțelegem sub nicio formă. Trebuie să ne împachetăm lucrurile și să ne găsim un apartament. Avem o săptămână la dispoziție, dar vom rămâne undeva aproape, nu?" a protestat Matt. Se săturase să tot schimbe școala. "Nu știu, cred că am nevoie de un pic de spațiu. Înțelegi lucrul acesta, nu-i așa?" "Sigur, mereu înțeleg." Citește Evrei 13 cu 8. Ce lucru rămâne constant în viața ta, chiar dacă totul se schimbă? Viața se învârte. Schimbi școala, te muți. S-ar putea ca mama ta să înceapă să meargă la lucru și tatăl tău să rămână fără serviciu. Materiile, orarul și profesorii nu rămân niciodată aceiași. Lumea ta se schimbă. Apar noi cartiere, mall-urile se înmulțesc, apar noi emisiuni TV și la fel de repede dispar. Găsești un nou cântec preferat. În plus, te schimbi și tu. Creierul și trupul tău se dezvoltă. Îți tunzi părul și îți cumperi haine noi. Îți faci prieteni noi. Îți iei o slujbă. Interesele, pasiunile și activitățile tale de după școală se schimbă în mod constant. Așa că și dacă familia ta nu este instabilă, tot s-ar putea să ai impresia că te afli pe un buștean care se învârte în apă. Viața se schimbă. Se învârte și se clatină, amenințându-ți echilibrul și lăsându-te nesigur și lipsit de putere. Uneori te dai bătut și cazi în apă. Iisus nu se schimbă niciodată. Ieri ne-a arătat că este Dumnezeu pe pământ. Astăzi este Cel care nu te va părăsi și îți pregătește o casă veșnică. Iisus nu oprește întotdeauna bușteanul din învârtit. Dar, dacă îi ceri ajutorul, urcă alături de tine pe buștean, te ia de mână, te încalță cu crampoane și te ajută să-ți menții echilibrul. Și când viața te aruncă în apă, te ridică înapoi pe buștean. În Evrei, capitolul 13 spune: Iisus Hristos este același ieri și azi, și în veci. Rămâi astăzi lângă El nestatornic.